Ei, noi am zis că despre acest sport trebuie neapărat să vorbim, pentru că este unul dintre cele mai iubite sporturi de la noi din țară și de practic din toată lumea. Fotbal, evident, așa că astăzi avem alături de noi pe Ion Jardan și Lida Mașcan, galben-verzi, care luptă în fiecare an pentru titlul de campion și nu doar. În această seară sunt alături de noi și vrem să aflăm noi mai mult despre viața de fotbalist, pentru că... Jur eu, unul din doi băieți vrea să devină fotbalist. Sau. La voi tot așa a fost, precis. Luați-l acolo pe canapea. Mai mult din întâmplare, la... Din întâmplare? Cum așa din întâmplare? Hai că la tine mai înțeleg, dar aici unii vorba de frați, nu știu dacă acolo e întâmplare. Acolo mi se pare că a fost competiție în fiecare... Se juca fotbal prin casă, cred că încă. Da, da, așa a fost, nu e din întâmplare. Tatăl meu la fel este un om din fotbal, permanent a jucat fotbal, a iubit fotbalul. Și noi am mers pe urmele lui. Și eu mă bucur tare că mama i-a dăruit flăcăi, că dacă era să aibă fiede, nu știu ce făcea taică-to. Sunt da. Și echipe de fiede. Sunt și echipe, da, totuși știi, fotbalul de feminin nu are atât de mare priză cum are fotbalul masculin. Ion, tu ești și tată și bădăprost tot de flăcău, da? Da, vorba... de 9 luni, deja. Și care e viața mai grea? Ai de fotbalist sau ai de tată? De fotbalist e mult mai simplă. Practic știu tot ce trebuie să fac, când trebuie să fac, cum trebuie să fac. Ca tată, mai mult totul înveț. Este experiență, este ceva care nu pot să compar cu nimic. Mult mai responsabil, mult mai epuizant, mult mai concentrat trebuie să fii. Este total diferit și foarte, foarte, foarte epuizant. Pentru voi, zilele de muncă, pentru că voi aveți contracte, voi mergeți acolo ca la muncă, totul este cât se... Și carnet de muncă. Și carnet de muncă. O să aveți pensie. Fericire mare pe capul vostru. Câte antrenamente aveți voi pe zi? Avem câte un antrenament pe zi, uneori chiar două și la sfârșit de săptămână meci. Da, dar mulți cred că fotbaliștii doar au un antrenament pe zi și cu asta tot acolo te antrenezi o oră jumate, două maxim și ești liber. Dar programul de pregătire este mult mai dificil decât se vede dintr-o parte. Trebuie să fii 24 din 24 să te pregătești de următorul antrenament, de următorul meci. Adică să fii permanent cu gândul asta și să iubești ceea ce faci. Și în sala de forță, pentru că voi trebuie să fiți pregătiți din punct de vedere sportiv? Sala de forță, programul de odihnă, de somn, recuperarea, refacerea după meci, tot este un... Aparent pare că te antrenezi două ore și cu asta tot. Dar, de fapt, toată săptămâna este o pregătire pentru meciul care vine la sfârșitul săptămânii. Pentru tine este destul de greu, cel puțin cariera ta, pentru că ai ajuns să lupți și să joci fotbal împotriva propriului tău frate. Da, într-adevăr, așa era când el evolua la Șerif. Dar deja a plecat, dar era ceva mai special, însă ceva interesant. Până la urmă, din momentul când ieșeam pe teren, nu ne mai gândeam că el e fratele meu. Eu trebuie să răspund de ceea ce face fiecare era pentru el și se gândea să aducă cât mai mult folos și să fie cât mai util pentru echipa sa. Eu cred că foarte mulți tătici în general și mămici vor ca flăcăii lor să meargă la fotbal. Îi ador când îi văd pe ăștia mărânței de 4-5 ani cu jambiere așa practic până la șolduri. E uimitor că acum părinții pot să-și ducă copiii la fotbal de mici. Voi cum v-ați antrenat inițial? Țineți minte primele antrenamente? Unde erau? Da, la școală? Pe unde? Mai mult în curtea blocului și practic mai serios am început să mă atașez față de fotbal, să iau ca un job, o activitate destul de serios, cam pe la 16-17 ani. Până atunci era doar having fun, joc cu prietenii, mai mult distracție decât ceva care să pun accentul sau să mă văd în viitor jucând fotbal. Așa. Și eu la fel cred că fiecare începe în curtea școlii sau în curtea blocului să joace fotbal cu prietenii. Pe urmă la 10 ani am început să merg la antrenamente, dar la o vârstă deja tot așa aproximativ 16-17 ani am început să joc mai serios cu contract profesionist la Zimbru. Până atunci mergeam la antrenamente, însă era mai mult așa ca un hobby. Da, ca un hobby. Păi să se câștigă din fotbal. Da.
Măi, Messi și Ronaldo câștigă, dar acolo mă te dor urechile de la câte milioane primesc. Da, se câștigă plăcere. Se câștigă plăcere, traume, genunchi rupți. Și multe. Da, cu câteva zerouri mai puțin decât la Messi și Ronaldo, dar oricum se câștigă peste media din țară, presupun. Iarăși, campionatul nostru este o punte de lansare pentru a pleca undeva și a obține salarii decente, să spunem. Din fotbalul din, la noi din țară, practic, putem spune doar la o singură echipă, ce Sheriff Tiraspol se câștigă cu adevărat. În restul este o punte de lansare. Mm-hmm. Chiar și cazul fratelui lui Ilie, da, Vitali, care a plecat de la Zimbru la Sheriff și la Sheriff a plecat spre Torino. Iar așa a fost o punte de lansare pentru a face bani din fotbal, să spunem. Nu doar plăcere, dar și... Dar voi tot visați să plecați? Da, desigur. Nu cred că cineva are ca scop să roace toată viața în fotbal, în divizia națională. Cred că fiecare are ca scop să progreseze ca fotbalist și să joace într-un campionat mai sus cotat ca cel al Moldovei. Da, da, hai, suntem patrioți, dar suntem realiști, vorba Ioane. Tu ai fi pregătit ca să-ți iei familia peste hotare? Adică, dar familia ar merge cu tine. Desigur, mereu suntem gata să plecăm. Bagajul e gata? Da, bagajul e gata, chiar... De 9 luni suntem gata să plecăm oriunde. Dar, din nou, este relativ destul de greu să pleci peste hotare, pentru că concurența peste tot este foarte mare, dar nu este imposibil. Asta este și o motivație pentru toți fotbaliștii din campionatul nostru, să dăm ceva mai mult ca să prindem un contract în afară. Dar am auzit că și Flăcău l-a luat deja pe teren. Da, a fost câteva ori, a fost și la Zimbra, a fost și la baza selecționatelor. Și chiar și cu mingea s-a jucat. Și cu mingea, are și mingea acasă, are peste tot. Da, câte luni? 9 luni. 9 luni ai! Și o zi. 9 luni și o zi și deja este fotbalist, știi? Vorba aia, dacă nu o să te duci tu peste hotare cu familie, mi se pare că el o să vă ia. Deja, da, situația ta civilă, care este? Tânăr și liniștit! Da. Tânăr și neliniștit, da. Da, da. Așa că fotbaliștii au priză la femei. E adevărat? Eu deja nu, el e confirm. Vorba Alexandrina. Ai luat frumusețe de Flăcău, ai fost bravo, l-ai prins, da? Ești liber? Da. Sau ești într-o relație? Pentru toate fanele. Nu sunt. Așa, fetelor, avem fotbalist frumos, tânăr, cu contract, cu perspectivă, liber. Liluș deschide agenție matrimonială. Glumim. Mersi din suflet, băieți, pentru prezența astăzi. Spor la muncă, contracte din aia cu multe zerouri și să ne faceți să vibreze așa. Să strigăm cât mai mult gol pentru Moldova. Mulțumim pentru invitație, mă invităm la meci. La meciuri. Așa să fie.